Și Petru zice, Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 2, vin și pe furiș. Așa, nevăzut, strecoară învățături și erezii nimicitoare. Știți care e marea durere? E că ei știu că să se erezii nimicitoare. Pentru că dacă te îmbraci în haine de oaie și tu știi că ești lup pe interior, nu mai se pune întrebarea, știe sau nu știe. Adică, cât de fals poate să fie un astfel de om? Ce să-și dorească până la urmă? Unde să vrea să ajungă? Și trist, cum se spunea la final de capitolul 7, ce destin are un astfel de om? Cât de tare se poate juca cu propria lui viață, cu propriul lui viitor, cu eternitatea lui.